să punem contactul la acest Rexton, să vedem care e treaba. Deci cam așa arată și sunetele pe care le face. Apăsăm pedala de frână și cam așa arată o pornire. Nu e chiar la rece, că l-am avut noi pornit, să zic, câteva minute, 2-3 minute să ne încălzească un pic. Cam așa arată bordul. Avem mai multe versiuni disponibile. Deci poți să treci prin chestiile astea. Aici ar fi setările și dacă o luăm din nou, vedem cam ce e disponibil aici. Deci hai să o luăm așa de aici. Consum mediu și consum instantaneu ar fi aici. Timpul de oprire a motorului cu sistemul stop-start, presiunile în pneuri după ce rulează mașina, nivelul de uree pentru sistemul AdBlue, trip A, trip B, ce am făcut noi până acum. Pe urmă, aici am apăsat eu greșit pe ACC. Adică dacă nu-mi place o chestie la ce au făcut ei acum cu un nou interior, care este destul de elegant și mult mai elegant decât cel de dinainte de facelift, că sunt multe butoane pe volan și nu au neapărat o logică pe care mi-aș fi dorit-o eu. Da, în fine, să zicem. Așadar, mergem din nou mai departe, unde avem ăsta și mai putem arăta și așa pe bord. Da, deci astea sunt posibilitățile. Da. Radio sau, mă rog, ce e, dacă ești din Android Auto, ți apare Android Auto. Zona de navigație, de fapt e un fel de mirroring, aici îți spune ce ai pe ecranul central. Și aici vrea să te ducă în Android Auto, dar nu îi reușește tot timpul. Deci face trecerea între meniu și navigație și dacă ai fi conectat în Android Auto, scrie Android Auto pe bord. Dar nu reușește să pună și harta. Și ultimul display, cel care ne interesează de fapt, să vedem ce setări avem disponibile. Dacă te duci în jos așa, vezi că sunt destul de multe, erau și înainte. Și le luăm pe rând. Ce am făcut? Am pus... asta spun, vedeți? Eu am vrut să fac ceva și de fapt m-a dus în altă parte, pentru că sunt... e ciudat de folosit un pic sistemul. Deci dashboard lighting, lumini. Și aici avem opțiunile astea cu, vă dați seama ce face chestia asta, crește, scade intensitatea luminii numai din ceasurile astea, deci nu și restul luminilor. Pe urmă îi dăm back și avem și un help și ne spune, optimizează așa, bun. Ei, cum ieșim de aici? Apăsăm încă o dată, ne ducem sus. Pe urmă, drive assist. Aici vedem și o parte din sisteme, de fapt toate sistemele pe care le are mașina, AEB-ul cu activare, dezactivare, senzitivitatea, slow, medium, fast, LDV și el ca ce dorești să ai, deci poți să ai separat lane departure warning sau lane keeping assist sau emergency lane keeping. Bun. Adaptive Cruise Control cu trei opțiuni interesante. Confort, normal, dinamic, ce fac ele? Dacă ești în confort, te readuce la viteza selectată mai lent, adică mai, fără schimbări agresive și așa mai departe. Deci te duce în, cum îi spune și numele, confort. Normalul e normal și dinamicul, gen, mergi și vrei să te ducă imediat, adică tu ai frânat, să zicem, sau mașina a frânat că în față era un vehicul mai lent și în momentul în care ăla se dă la o parte sau tu depășești, cum reacționează cruise controlul? Mult mai rapid, adică schimbă trepte în așa fel încât să te ducă pe tine la 150 că te grăbește acolo. Nu e complicat să vă dați seama ce face, dar important e că nu toate mașinile au setarea asta. Intelligent Adaptive Cruise Control, dacă îl vrem sau dacă nu îl vrem, adică dacă îl dezactivezi, te trece în, într-un sistem normal de cruise control.
Traffic sign, signal recognition, îi zic ei. TSR și TSR cu warning. Warning-ul ăsta eu aș vrea să-l dezactivez, pentru că am impresia că face niște sunete în mașină la de câte ori depășești viteza care apare pe semn. Deci dacă tu ești într-o zonă de 50 și ai făcut 60, faci niște sunete în mașină, dar sunt tare enervante și mi-a luat ceva timp până să înțeleg cam de unde ar veni ele și bănuiesc că de aici o să văd. Front Vehicle Start Warning e un fel de asistent de pornire în raport cu vehiculul din față. Deci dacă vehiculul din față pleacă și tu erai oprit în spate lui, mașina noastră pleacă și ea. Driver Attention Warning te detectează dacă ești obosit sau ai mișcări ciudate. Safety Distance Warning, dacă ești prea aproape de vehiculul din față, îți spune, vezi că așa. Și Help, unde ai toate chestiile astea, vă trec prin ele ca să vedeți exact cine vrea să vadă și cât de sofisticat e display-ul până la urmă. E, problema e că nu-mi dau seama cum ies eu în back. A, apăs pe el, da, bun, ok. Și mă duc din nou. Deci nu e cel mai șmecher sistem de navigație, dar asta e. Rear Side Safety Aid. Ia să vedem. Rear Side Warning and Collision. Ia uite ce sisteme avansate are mașina pe aia. Collision Warning, Collision Assist. Da. Rear Cross Traffic Warning. La fel, collision warning, collision assist. Ce înseamnă? Îți vine trafic din stânga sau ceva, sau din dreapta, să zicem din dreapta, cum arată acum pe bord. Dacă ai doar warning selectat, adică dacă am fi aici, ce s-ar întâmpla? Detectează mașina care vine din lateral dreapta, din zona ta de wing mort, că tu nu o vezi, o detectează senzorii din bară. Și în momentul în care o detectează, îți dă o avertizare, dar nu oprește. Deci dacă tu continui să dai cu spatele, mașina va intra pe curs de coliziune cu celălalt vehicul. În momentul în care ai collision assist, în momentul în care îți dă detecția și dacă tu continui să, nu știu, dai cu spatele, mașina frânează automat. Deci avansat, dar nu e chiar jucărie. Safety exit warning. L-am mai prezentat pe multe alte mașini. Dacă coboară o persoană din vehicul, sunt niște condiții. Trebuie să fii cu vehiculul oprit, să fi avut semnalizare. Deci ai semnalizat că ai oprit, ai oprit. Și în momentul în care tu, șoferul sau pasagerul pe partea stângă, să zicem, vrea să coboare și din spate mașina detectează că vine un vehicul care la fel ar fi pe curs de coliziune cu portiera ta, în momentul ăla îți dă o avertizare. Și help-ul aferent. Citam pe undeva că, nu mai știu cine comenta, că domne, da, sunt tehnologii pe acest Rexon, dar nu sunt așa multe și așa. Eu zic că sunt foarte multe și foarte avansate, asta e părerea mea. Front Obstacle Warning Auto On. Deci ăștia sunt senzorii de parcare cumva, ia să vedem ce și la help aici. Deci poți să optezi să iai sau să nu iai activați, probabil o chestie genul ăsta. Ieșim de aici și ne ducem în dashboard settings, da? Și să vedem la dashboard settings ce avem. Deci setări board, cum ar veni. Avem opțiuni de resetare unități. Iar unități și de presiune, warning light info. Mă rog, n-am înțeles foarte, adică am înțeles ce e, dar n-am înțeles de ce mi l-au arătat acolo, adică mi-au zis că există, mă rog. Help-ul, ia, ce scrie aici, show information, bun, era redundant, evident. Așa. Back, check-up alert.
Activate Checkup Alert. Aici poți să-ți activezi niște alerte când ai de schimbat uleiul, de verificat pneurile, de rotit pneurile sau altele. Hai să vedem ce zice la help ca să nu, da. Deci un fel de reminder care există și la alte mașini, nu e inventat de Ssangyong. Sunete. Sunete de avertizare. Aici poți să optezi, nu stau să le iau pe toate. Au ei o grămadă de chestii. Da? Volumul la semnalizare, cât de mare să fie. Da, mie îmi place să fie mai mare, să-l aud, că dacă mai sunt și cu muzică, cu ceva. Volumul la sensuri de parcare. Și ăsta trebuie să fie mai mare, după mine. Blind spot sound, așa, dacă vrem sau dacă nu vrem să ni le arate. Welcome and goodbye sound, da. Și help. Da, place la mine mașina până acum. Deci eram la... Făcusem, ieșim de aici, sunet, ieșim și de aici, că am terminat. Setter display. Ia să vedem. Day, night, mă rog, e clar, îți schimbă între zi și noapte display-ul. Poți opta pentru zi și noapte, manual și help. Setter vehicul. Și aici iar e interesant. Portiere și... Hi-on, să zicem, autoloc. Deci la încuiere sau shifting to R&D, auto descuiere, la fel, engine off sau shifting to P. Bun. Autoloc speed settings, la ce viteză să se întâmple, da, vedeți că ai de la 10 la 50. Sunet, da sau nu. Sau dacă vrei să apeși pe butonul de cheie de două ori ca să descui. Smart key, window open, close. Deci ai din cheie, încuiere, descuiere, geamuri. O funcție pe care toată lumea o dorește, dar mie îmi depășește puterea de înțelegere treaba asta. Așa, lumini. Living home, cu setările pe care le vedeți. Coming home, cu setările pe care le vedeți. Eu i-aș lăsa, sincer, să fiu 30 de secunde la coming home, pentru că dacă vreau să închid poarta ceva, să îmi lase și mie un pic de timp. Living home, headlamp, headlamp, mă rog, help. Așa. Convenience, ia să vedem aici. Dacă se înclină oglinzile retrovizoare, mamă, ce șmecher e asta, foarte tare, câte grade să se încline oglinzile retrovizoare când dai mers înapoi, asta m-a rupt, deci chiar că nu mă așteptam la chestia asta, e prima oară când intru în opțiunile astea așa de adânc, am mai fost pe aici, dar nu în toate, așa, deci aia era pentru șofer. Și cât vrei la pasager. Deci du-te de aici. Foarte șmecheră chestia asta. Deci chiar e tare. Așa. Steering alert dacă ai roțile virate. Display pentru ștergătoare. Display pentru lumini. Da, sistemul care e și la Kia. Kia și Hyundai au la fel opțiuni din asta. Dar ăla cu oglinzile până acum nu l-am întâlnit. Așa, welcome approach, auto approach, welcome, long term parking, dacă lași mașina să stea o lună de zile sau ceva, îi dai pe ăla. Wireless charging system on off și help. Hai să vedem și help, că el ne arată. Poate eu vorbesc vreo prostie și help-ul ăsta ne luminează. Mesh convenience și asta a fost, da? Vehicle settings, reset all settings. Și asta a fost, practic, meniul nostru de setări de aici. Așa, ia să vedem. Deci, cum ies aici, fac chestia asta și mă mută în alt din asta. Bun.
ce mai vreau să facem? O chestie foarte interesantă. Vedeți că sus aici am un indicator, 4-wheel drive high. Deci sunt, pentru că eu trăiesc în Pampas și afară e zăpadă și așa, nu pot să ajung la mine la curte decât în 4x4, exclus cu orice altceva, nu? Dacă cineva crede că vine la mine cu 4x2 pe vremea asta, îi urez succes. Și ce mi-a plăcut foarte mult, faptul că totul se întâmplă, după cum ați văzut, nu s-a auzit niciun zgomot, nimic, o trec din nou în 4H. Foarte tare, adică se mișcă rapid și fără zgomote, deci nu face clank, zbang, zdrang, cum mai am întâlnit la alte mașini. Sistemul, evident, este un 4x4 nepermanent. Șmecheria la mașina asta este că ai un LSD pe spate. LSD-ul care nu este chiar un diferențial blocant, dar pentru ce știe să facă mașina asta, eu zic că este super rezonabil. De ce? Pentru că LSD-ul față de diferențialul blocant, care diferențialul blocant îl ai în reductor la o nu știu, la mine la pick-up diferențialul merge numai în reductor, nu merge în 4H. Sau n-am încercat eu, nu știu, dar la alte mașini, cel puțin cu ani în urmă, nu mergea. La ăsta LSD-ul are avantajul că și dacă ești în 4H, în momentul în care patinează spatele, în momentul ăla e suficient să accelerezi un pic. Accelerezi un pic, roțile se învârt și la un moment dat LSD-ul își face treaba și cuplează. Eu am avut pe D-Max, pe primul model din 2009, aveam LSD pe spate. A fost un sistem care m-a scos din foarte multe rahaturi, uneori și fără să-mi dau seama. Și pe urmă l-am învățat și mi-am dat seama că, domne, nu e, adică, bun, orice off-roader o să spună, frate, blocantul e cel mai tare și așa. Da, dar în anumite situații, ce vreau să spun, că eu am experimentat fel și fel de situații la viața mea, poți să ai surpriza ca să intri într-o situație în care să rămâi împotmoliți și poți să pui tu blocantele vieții și să nu mai ieși de acolo, în timp ce dacă ai un autoblocant și ai momentum, adică tu ești în deplasare cu ăsta, Raptor era să zic, cu Rexton-ul, intri în situația respectivă și LSD-ul reacționează imediat. Deci ești în 4H și LSD-ul te ajută și s-ar putea ca tu, având viteză, nu știu, 10-20 de km pe oră, să poți să depășești situația. Deci de multe ori mi s-a întâmplat. Și am avut experimente din astea, domne, las că intru eu aici și o scot. Și dacă intri, nu mai scos, dar, adică, înțelegeți, LSD-ul are avantajul că el reacționează atunci, nu după ce s-a întâmplat. Deci rămâi împodmolit și stai că bag diferențialul blocant să mă scot. Și s-ar putea să nu te scoți nici măcar cu diferențialul blocant. Dar LSD-ul are avantajul că folosește momentul, adică inerția mașinii, că tu rulezi și intri în situația aia, patinează roțile spate și instantaneu LSD-ul reacționează și te poate, printr-o minune, salva. Am observat asta de multe ori și mi se pare interesant. Deci nu sunt... LSD-ul nu e ca și cum e o jumătate diferențial blocant, nu, e un sistem separat care are un principiu de funcționare diferit, cu avantaje și dezavantaje față de un blocant, așa cum și blocantul are avantajele lui față de un LSD. De asta spun că pentru genul ăsta de mașină, cum este Rexton, e foarte interesantă opțiunea asta de LSD pe spate. Dacă vă uitați cu atenție la interior, la versiunea facelift, o să vedeți că e amplu facelift. În primul rând sunt schimbări mari pe volan. Volanul a rămas în continuare, cred că cel mai mare volan pe care l-am avut eu într-o mașină. Sunt cu motorul pornit și nu-i convine că n-am centura, deși eu staționez liniștit în curte. Multe butoane aici pe volan și ordinea lor nu e... Nu mi s-a părut neapărat foarte logică și cea mai bună. Printre chestii care nu-mi plac, faptul că nu avem buton de off sau cancel pentru cruise control, n-aveam nici la celălalt model. Volanul, că e butonul de încălzire aici pe bord, hai să zic, nu mă deranjează neapărat, dar puteai să-l grupezi undeva cu încălzirea în scaune sau ceva, că avea o logică.
nu știu, chestii din astea mărunte. Și ce pot să spun, te obișnuiești cu ele. Nu mai rețin, dar cred că la celălalt model n-aveam padele la volan. Aș fi ținut minte, zic eu. Și aici avem niște padele care sunt făcute într-un mod interesant. Adică îți arată plusul și minusul undeva aici, dar de fapt tu le operezi de aici, de dedesubt. Da, iarăși nu e neapărat genul de mașină la care să spun, domne, îi lipseau padelele. De ce spun asta? Și e un comentariu pe care vreau să-l fac, pentru că eu la D-Max, de exemplu, am o cutie automată și da, mi-ar fi plăcut și mie niște padele. Dar am avut sportești care aveau padele și vă jur că am avut 4 ani și ceva și o mașină absolut excepțională. Nu știu dacă am dat de câteva, nu știu dacă am avut 5 ocazii în 4 ani în care să zic, mamă, hai că o conduc sportiv acum din padele. Deci e o chestie pe care încerc să mi-o controlez și vă sfătuiesc și pe voi să vă gândiți foarte bine de câte ori configurați opțiunile sau când judecați o mașină. Da, e mișto că avem padelele astea aici, dar în afară de situația în care tractezi și care poate ți-e mai comod cu padelele, în rest la Rexton nu mă văd dându-mă pe viraje cu un Rexton și folosind padelele și fiind zmeu. Da, pot să fac asta și din maneta, mă rog, acum avem o manetă shift by wire, deci nu avem cu poți să dai stânga sau dreapta ca să ai mod manual acolo, dar se putea face altfel. Oricum, interesant, deci pentru mine ce au făcut ei acum cu Rexton-ul, cu facelift-ul, este foarte interesant. Sunt lucruri care nu s-au schimbat însă, de exemplu, zona de climatizare mi se pare că a rămas la fel. În schimb, consola centrală inferioară e complet nouă și e firesc să fie așa. Avem încărcare wireless aici. Astea se închid foarte frumos și finisajul e interesant. Este destul de sus așa ca percepție. Avem aici o zonă de butoane. Mă rog, fac ele ce fac ăsta. Nu m-am prins ce face parcarea asta. Probabil că poți să faci din cheie, să o duci înainte, înapoi. Dacă apăs pe el nu face nimic, n-am văzut să-mi spună ceva și nici n-am răbdare de chestia asta. Drive modurile din care schimbi sport, winter, normal sunt aici. Și maneta, care dacă vreți seamănă un pic cu, sau ca idee de funcționare, cu cea de la BMW, în sensul că ai un unlock aici pe stânga, îl folosești ca să te muți air dacă ai nevoie, deci pui piciorul pe frână și faci treaba asta, da? Air de, ai și M-ul aici ca să te muți din M în D, văd că trebuie să apeși unlock și P-ul pe buton. Fină mașina. Cutia automată este cea de la Hyundai, 8 trepte, super interesantă și aici vedeți part-time management system, frumos făcut, 2H, 4H, 4L. La fel ca la majoritatea, nu, nici nu e corect majoritatea, la fel ca la toate sistemele de tip part-time care nu au și mod automat cu diferențial central care să știe să facă anumite chestii. Și aici este recomandat să nu mergeți pe asfalt uscat în 4H, pentru că veți dăuna sistemelor mecanice ale mașinii. Așadar, dacă pe jos este zăpadă, gheață sau rulezi pe o suprafață de pământ, nisip, noroi și așa mai departe, fără probleme 4H. Dacă este asfalt uscat sau asfalt ud, nu știu, plouă sau ceva, dar nu în așa fel încât să ai o suprafață alunecoasă pe șosea, nu folosiți 4H pentru că nu e bine. Și cred că asta scrie și în cartea mașinii. În timp ce pentru situațiile mai groaznice te poți duce în 4L. Nu face niciun fel de zgomot, nimic. Nu știu dacă o să facă trecerea în 4L, dacă eu sunt în P. A, dar să facem altceva, deci trebuie să fiu un N. În N și N îi dai 4L.
Și în momentul în care ai dat 4L, în momentul ăsta ești în reductor 4L. Și cu reductorul vă garantez, cu niște cauciucuri adecvate, că mașina de față are niște cauciucuri, să zicem, un fel de, așa, un fel de all season, au M plus S pe ele, dar nu sunt ce trebuie pentru noi, deși eu m-am descurcat, deși pe zăpadă și astea n-am avut probleme cu ele, dar vreau să spun, cine vrea să scoată untul din Rexton, fiind o mașină specializată, gen vrei să te duci la vânătoare, la pescuit, pe orice fel de vreme, sau ai o pârtie de schi, ești administrator și știi că iarna trebuie să fii acolo, indiferent cât sunt nămeții de mari, trebuie să-ți adaugi la mașină opțiunea de cauciucuri adecvate, adică în funcție de ce faci cu ea, te duci la vânătoare, nu știu ce, poate spui niște AT-uri sau MT-uri sau altceva, sau dacă te duci doar la pârtia de schi și ai nevoie pe așa, spui cele mai șmechere cauciucuri de iarnă posibile ca să maximizezi potențialul acestui Rexton. Ce am mai observat eu la partea de schimbări sunt, deci mașina e interesantă, avem acum zona de comenzi de aici de pe bord cu memorii, scaune și așa mai departe, mă rog, cine folosește, deci dacă mașina e folosită de mai multe persoane, o să-ți placă această chestiune. Eu mai puțin mă dau un vânt după genul ăsta de opțiuni și am văzut, nu mai rețin exact acum, dar așa mi se pare că sunt niște schimbări în zona de sistem audio. Deci în sensul că display-ul pare să fie la fel, dar software-ul din spate mi se pare un pic schimbat și au mai apărut niște butoane care nu erau. Cred că phone și user. Eu nu mi le amintesc. Nu e neapărat cel mai bun sistem ca... Deci are o logică, mie îmi scapă. Dar în fine, avem un buton de home care este ăsta și care mi-arată harta, mi-arată o zonă aici, depinde unde ești. Ești în radio, ți arată radio. Asta era și la, deci ecranul ăsta l-aveam și la celălalt sistem, dar intrând eu prin setări și astea, nu mi-amintesc nici chestiile astea de la, deci iconițele astea la navigație parcă nu erau așa. Dar navigația pare să fie aceeași ca, nu știu, așa mi se pare, că și ailaltă arăta la fel. Mai avem o zonă de user aici, de care iar nu mi-amintesc că ar fi fost la celălalt, adică mi se pare nouă, seamănă cumva cu ce era acolo, dar nu era. De aici, ce faci? Dai press and hold the icon to drag the register and modify the user key. Mă rog, habar n-am ce dracu face chestia asta. Deci te duci aici, apeși și ce-i faci? Ți-o dai aici, ți-o adaugi. A, e ok, a, e butonul user, gata, m-am prins acum, hai că mi-a luat mult. Deci am, la user, de fapt, a, o chestie foarte simplă era, dar trebuie să folosești creierul, să-l conectezi. Deci ai un buton, ăsta e casteluța de la Hyundai și Kia. Deci ai un buton configurabil și spui tu de aici ce vrei, da? Deci te duci aici, nu știu, ia să vedem ce ne-ar plăcea nou sau mai, display off, da? Și luăm display off și îl punem aici. În momentul ăsta butonul de user face chestia asta. Mamă, ce deștept sunt. Dar mi-a luat un minut să mă prind. Așa, bun, deci eram în home. Urmă avem acest mod din care te muți în ce? În radio, Android, media, Apple CarPlay, nu prea se vede bine. Android Auto, n-am eu telefonul băgat, Bluetooth, Bluetooth Music, Voice Memo, Navigation, radio, da? Pe urmă aici ai niște setări. Rear cabin talk. Parcă se aude ceva în spate, da, da. Deci ai, fiind o mașină cu variantă de 7 locuri, se presupune că dacă te deplasezi cu o viteză și așa, nu te aud copiii din spate, să spunem. Și atunci îți apeși pe treaba asta și când vorbești prin microfon se aude, cred că auziți și voi, se aude în spate. Da, așa. Ce nu m-am prins, ce face chestia asta? Habar n-am ce este ăsta, deci și nici nu am preocuparea, adică nu sunt genul care nu pot să dorm că nu știu ce face chestia asta. Deci dacă are cineva răbdare sau știe ce dracu e ăsta, mod de noapte sau nu știu ce, arată așa, are o lună, în fine, nu știu. Și aici iarăși niște setări, dar asta zic că mă... Deci aici
e redundant cumva, iar așa e, radio, Bluetooth, la la la, și climă, și e-manual. Uite, dacă intrăm în e-manual, poate vedem ce face și chestia aia. Deci avem un meniu de climă, un ecran de climă, în care, sigur, poți să faci diverse chestii, le vedeți. Aici modific eu diverse chestii din butoane. În momentul în care, chiar dacă nu ești în ecranul ăsta de climă, deci gen să ieșim de aici, dar dacă fac o chestie eu din butoane, apare ecranul de climă automat. Mi-ar fi plăcut să avem un buton pe bord pentru asta, gen cum e user ăsta. S-ar putea să poți să-ți configurezi acolo display-ul de climă, în fine. Și ia să vedem la e-manual aici. Rear sleep, gata, domnule, a văzut că l-am găsit și pe ăsta ce făcea el. Deci, încă o dată, e-manual. Screen is turned off for safety while driving. Nu înțeleg de ce îmi face chestia asta acum. Ia să ne ducem un P. Inteligență coreană. Deci, this describes about rear sleep. In rear sleep, the audio volume in the rear sunt așa. Bun. Da, interesant. Deci, în afară de chestia cu rear talk, ai și rear sleep. Adică, dacă vrei să-ți lași copiii să doarmă, nu se mai aude sistemul audio în zona spate. Da, bun. Ce mai avem la e-manual? Mai avem întrebări? Nu mai avem. Deci aici e un fel de manual electronic, așa, pe scurt. Ce mai era ce văzusem eu la un moment dat? Deci extrem de haotic. Adică dacă mă întrebați ca... Dacă cineva mă pune acum să fac ceva, Robert, du-te și fă, nu știu, dă, uite, dă basul mai tare să mor, mi-ar 5 minute până mă prind, deci unde mă duc, la setup, da? Îi dau la setup, bun, sound, mai mă, uite, îl găsești repede, vezi, nu știu, eu sunt prost. Deci, nu are multă logică sistemul, are multe funcții, dar... umbli până ele. Poate dacă aș avea mașina mai mult timp sau dacă ar fi a mea, poate m-aș obișnui la un moment dat. Așa e și la Isuzu și ăla e tot alambicat, dar măcar n-are atâtea opțiuni. Deci la fel și aici mi-amintesc eu mintea mea că la vechiul Rexton nu aveai sound effects și alte chestii. Deci aveai mai puține chestiuni aici. Deci ce putem face aici? De aici controlezi balance fader, equalizer, deci de aici bass, middle, așa, efecte de sunet, ai aici drive sync, ajustează automat sunetul cu așa, Rexton dinamic îți dă un sunet stereoscopic, ca și cum asculti într-o hală, într-o sală de concert, Rexton confort, mai pe confort și Rexton basic, basic sound, mă rog, hai să-i dăm și noi pe dinamic să vedem cum o fi. Volumele, prioritizare, așa, setări și alte setări. Deci astea erau cu sunetul. Hai să vedem și la radio ce setări avem. Acum nu știu dacă sunt sau nu aceleași ca la celălalt. Bookmarks, vehicle sync. Ce vrea să fie asta? Ai putea să îți faci ceva? Deci dacă ai, n-am înțeles asta, poți să spui un text sau chiar nu știu ce dracu e asta și nici n-am răbdare de acum. Ceas, așa, cu opțiunile astea. Display, screen off, background. De aici poți să selectezi niște background-uri, setări de cameră și alte setări. Sistem, storage space, reset update navigation, da? Limbile disponibile, are și română, dar traducerea în română e, nu că nu e făcută bine, că nu e ok să spun acum,
E o problemă pe care marea majoritate a producătorilor care fac traducere în limba română o au. Limba română nu este atât de concisă ca engleza. Deci în engleză poți să, da, ce zici, on-off, da? La noi cum e? Pornit, oprit. Deci deja ai mai multe caractere decât on-off. Și în general când traduci sistemele la o mașină, mai ales pe un ecran care este în spatele volanului, care ai turometru, vitezometru și alte informații, și pe urmă ai pe mijloc un computer de bord, cum îi spunem noi. E, acolo ai un număr de caractere, 10, 12, 14, 16, depinde cât de șmecher e display-ul. Și în momentul în care tu vii și traduci un sistem, lane, keeping, assist, warning, system, drag și așa, pune-l în română și spune sistem automat de detectare a benzii de circulație și schimbare a benzii în timp de urgență, unde îl pui pe ăsta? Și atunci am văzut și la Renault și la mulți, apar chestia aia. Sist.de.detect.avert.semne.circ. Și așa mai departe. Și credeți-mă, deci cu toată răbdarea și cu toți nervii mei, îl dau dreacu și îl mut pe engleză imediat și am terminat bâlciu. Sigur, sunt oameni care nu, e normal, nu toată lumea, noi suntem români, nu ne obligă nimeni să învățăm limba engleză. Da, deci sunt clienți care spun, frate, eu nu știu engleza, mie întrebe în română. Și omul de nevoie va trebui să descurce cu sistemul ăla, altfel o să-i fie destul de greu. Așa, ce voiam să vă mai arăt, haideți să punem și Android Auto pe el. Am mai pus și pe celălalt. Și arată cam așa. Îmi place că vrei să ieși din ăsta, te duci în Sangyong, dar îți rămâne în continuare muzica, ți-o dă din Android Auto, deci din Spotify, cum e cazul la mine. Și în același timp, dacă apeși pe el, te-a băgat automat înapoi. Așadar, eu zic că e rezonabil. În plus, avem navigația care este implicită. Deci navigația mașinii pare destul de șmecheră, dar nu, din ce am văzut eu mergând în paralel și cu Android Auto și cu navigația, n-are aceeași știință de carte ca Maps-ul sau ca Waze-ul. Adică Waze-ul vede străzi secundare, drumuri de pământ și așa mai departe, pe care navigația mașinii nu le vede. Deci am filmat la un moment dat noaptea cu ea și eram într-un loc unde arăta decât săgeata aia care reprezintă mașina. Dacă te mutai pe Android Auto, pe Waze vedeai străzile, strada pe care erai și că era o stradă asfaltată, mai în câmp, dar asfaltată. Așadar, ceea ce am spus mereu, navigația mașinii, dacă nu e Google ca la Megane Tech sau Austral sau Tesla, nu va fi decât pentru cei care n-au acces la telefon sau ești cu telefonul într-o zonă în care n-ai semnal și presupui că poate mașina are, deși posibil dacă n-ai tu semnal la telefon, nici mașina să nu-l aibă foarte bun. Și atunci e, dacă vreți, o opțiune secundară. Adică eu, mergând cu Rexton, eu merg numai pe Waze. N-am treabă să folosesc navigația mașinii.